prese, țin mâna pe el, nu. Plecare din satul Podlogeni. Parcurgem traseul pe care îl urmează copiii cu microbuzele dimineața de 7 km până la școala Gherghești. Și de multe ori și pe jos. Traseu care trece prin fața școlii Ionești. Însă s-a decis să nu poată să învețe copiii în școala din satul lor natal. Aici se termină satul Podlogeni, câmp dintre Podlogeni și satul Ionești. Urmează